Un centru de limbi străine din Suceava și-a început activitatea anul acesta cu școlile de vară în limba engleză pentru copii. Activitățile au loc în aer liber, iar în fiecare săptămână există o tematică diferită, astfel încât toți copiii să învețe cuvinte și jocuri noi. Centrul este un loc în care copiii au parte de experiențe pozitive de învățare într-un mediu favorabil, care să le stimuleze potențialul maxim al acestora, să le dezvolte spiritul de echipă, încrederea în sine și inteligența emoțională. Centrul de limbi străine, Kids and Teens Learning Center, și-a început activitatea anul acesta cu școlile de vară în limba engleză. Activitățile se desfășoară în aer liber. În fiecare săptămână avem o tematică diferită, copiii vin aici să învețe cuvinte noi în limba engleză, activități și jocuri specifice vârstei. Programele de învățare sunt concepute în așa fel încât copiii să reușească să comunice treptat și cât mai bine în limba studiată. Astfel, organizarea copiilor în grupe mici de către 6-8 permit o mai mare atenție acordată fiecărui copil și avantajul interacționării în grup. În cadrul școlii de vară în limba engleză, activitățile se desfășoară în aer liber în intervalul orar 9-14. Școala noastră de vară în limba engleză îi așteaptă pe copii să se distreze și să învețe foarte multe cuvinte și structuri în limba engleză. Toate jocurile sunt create în așa fel încât ei să plece de aici cu cât mai multe informații și să petreacă un timp cât mai distractiv împreună cu noi. Vă așteptăm împreună cu noi să vă distrați și să aveți o vară plină de cuvinte învățate și de jocuri noi și de cântece noi învățate, de asemenea și foarte mulți prieteni pe care ni-i facem aici la școala de vară în limba engleză.